Pădurea tropicală amazoniană este unul dintre cele mai bogate ecosisteme, găzduind o varietate de specii care nu sunt întâlnite nicăieri altundeva pe planetă. Acestea se extind de la cele mai rare animale la cele mai letale și an de an au loc noi descoperiri remarcabile. Având un mediu ideal, animalele de aici cresc mai mari decât te-ai aștepta. De la cele mai incredibile la cele mai înfricoșătoare, iată 5 cele mai mari creaturi găsite în Amazon. Capibara. Capibara sunt animale native ale regiunilor Americii de Sud și reprezintă cea mai mare specie de rozătoare de pe planetă, fiind înrudiți cu porcușorii de Guinea și cinșila. Totuși, au câteva diferențe importante. Sunt înotători eficienți și își petrec o bună parte din viață, fie în apă, fie în apropierea ei. Au picioare palmate, care le permit să se miște cu rapiditate înspre pradă sau departe de amenințări. De asemenea, fața lor le permite să vadă și să respire în timpul înotului, ceea ce înseamnă că își pot ține respirația în scufundări de până la 5 minute. Deseori, capibara pot fi întâlniți dormind în fluviul Amazon, scoțând doar nasul deasupra suprafeței apei. Similar celorlalte rozătoare, capibara sunt animale extrem de sociabile și trăiesc, per general, în grupuri de câte 10-20 de indivizi. În unele ocazii au fost găsite colonii de până la 100 de capibara, situație care devine destructivă pentru zona înconjurătoare. Fiecare poate crește la 1,2 metri lungime și poate cântări până la 66 kg. Aceste ierbivore pretențioase selectează doar cele mai bune plante, fructe și cea mai bună scoarță de copac pentru a se hrăni. Deseori își mănâncă propriile fecale, care se dovedesc a fi o sursă folositoare de bacterii pentru stomacul lor. Din moment ce trăiesc într-un număr atât de mare și pot sta lângă orice sursă de apă, capibara nu sunt considerate animale amenințate. Totuși, sunt vânați în mod regulat de localnici pentru blana și carnea lor, fiind de asemenea în mare căutare în industria farmaceutică datorită grăsimii care poate fi extrasă din pielea lor. Capibara pot fi văzuți în multe grădini zoo din jurul lumii și uneori pot fi ținuți ca animale de companie. Chiar dacă sunt creaturi blânde și prietenoase, acest lucru nu este recomandat, deoarece trăiesc în grupuri mari în sălbăticie, lucru care nu e posibil într-o casă obișnuită. Pot prezenta o amenințare pentru oameni din cauza căpușelor care trăiesc pe ei, fiind deseori purtătoare de diferite boli. Cărăbușul titan. Acesta este un cărăbuș titan și, spre deosebire de gândacii cu care este deseori confundat, este una din cele mai mari specii de cărăbuși din lume. Cărăbușii titan pot crește de 14 cm lungime și au mandibule atât de puternice încât pot reteza un creion. Cărăbușii titan sunt extrem de rari și locuiesc în regiuni umede și calde din apropierea ecuatorului, în special în zone cu copaci din lemn masiv, cum sunt cei din pădurea tropicală amazoniană. Motivul este faptul că larvele lor se hrănesc doar cu lemn, iar ciclul vieții lor este atât de dependent de lemn ca hrană încât sunt extrem de afectați de defrișări. Pupa unui cărăbuș titan nu a fost văzută niciodată și se crede că specia ajunge la maturitate în interiorul sistemului de rădăcini sub pământ. Se speculează că durează mult pentru a ajunge la maturitate. Există un motiv bun pentru care au nevoie să stocheze atât de multă energie înainte de a deveni cărăbuși. Odată ce ajung în faza maturității, nu mai mănâncă nimic. Deși au mandibule care pot sfârșia carnea, aceste insecte monstruoase au un singur instinct: să zboare în căutarea unui partener. În schimb, mușcătura este folosită în scopuri defensive și o folosesc doar dacă încercările de avertizare prin șuierat eșuează. Comercializarea cărăbușilor titan este o industrie prosperă datorită mărimii incredibile la care ajung aceștia. Un adult ajuns la maturitate poate valora $500 pentru colecționari. Se crede însă că acest lucru le favorizează prezervarea speciei. Din moment ce sunt atât de valoroși și au nevoie de lemn de calitate pentru a crește, oamenii care îi vânează și îi prind le protejează habitatele mai eficient. Lamantin amazonian. Dacă ar fi să ghicești care este cel mai mare mamifer care trăiește în Amazon, atunci probabil vei alege o specie de primată sau un tip de jaguar. Ambele alegeri ar fi greșite, deoarece cel mai mare mamifer de aici este lamantinul amazonian. Aceste creaturi maestoase trăiesc în regiunile cu apă dulce din fluviul Amazon, fiind una dintre cele 4 specii de mamifere acvatice care pot mânca doar plante, celelalte 3 fiind 2 tipuri de lamantin și ruda lor apropiată, dugong. Sunt animale de formă cilindrică care pot crește de 2,2 metri lungime și pot cântări 272 de kilograme în sălbăticie.
în siguranța relativă a captivității pot crește și mai mari. Cel mai mare specimen înregistrat având 379 de kilograme. Membrele superioare sunt înotătoare mari și puternice. Lamantinii amazonieni reprezintă singurul tip de lamantini care nu au unghii la înotătoare, nu au membre inferioare, iar partea posterioară a corpului are forma unei vâsle plate care poate fi folosită pentru propulsie. Au o capacitate incredibilă de control a buzelor care le permite să obțină fiecare bucată de mâncare. În plus, își pot mișca fiecare parte a gurii independent de celelalte. Au ceea ce se numește polifiodontie, fiind singurele mamifere cu această caracteristică. Acest lucru le permite să își înlocuiască dinții pe tot parcursul vieții. Un lucru bun având în vedere că lamantinii consumă zilnic 8% din greutatea corporală. Le place să mănânce zambile de apă și fructe de palmier. Tot ce știm despre lamantini am învățat prin observarea lor în captivitate. Au existat cazuri în care aceștia au făcut scufundări de 14 minute, deși de obicei ies la suprafață pentru a respira după 5 minute. Spre deosebire de celelalte animale acvatice care au orificii nazale, lamantinii amazonieni au nări care se închid atunci când intră sub apă și se deschid la suprafață. O mare parte din masa corporală e compusă din grăsime, lucru care le menține stabilă temperatura corpului, indiferent de condițiile mediului. Acest lucru este esențial în sezonul secetos atunci când lamantinii amazonieni sunt obligați să postească datorită disponibilității hranei. Rezervele de grăsime și metabolismul scăzut le permit să supraviețuiască timp de 7 luni fără să mănânce. Vulturul harpie. Numit după zeul vântului din mitologia grecească antică, vulturul harpie este cea mai mare și cea mai puternică specie de răpitoare întâlnită în pădurea tropicală amazoniană. Deseori sunt văzuți vânând papagali, alte specii de păsări sau chiar mamifere cum ar fi leneși sau maimuțe. Nu au prădător natural, deci singura amenințare pentru populația de vulturi este activitatea umană. Defrișările din America Centrală i-au afectat atât pe ei cât și pe animalele care reprezintă prada. Astfel, vulturii care au supraviețuit se chinuie să găsească surse adecvate de hrană. Sunt atât de mari încât ghearele lor pot avea mărimea ghearelor unui urs brun. În medie cântăresc 10 kg. Anvergura aripilor este de 2,1 metri. Chiar dacă pare mult, este de fapt mai mică decât în cazul altor specii de vulturi din jurul lumii. Se crede că această caracteristică le permite să navigheze bolta pădurii tropicale cu eficiență. Tind să vâneze așteptând pe o creangă, scanând zona și sărind pe pradă atunci când aceasta este în cel mai vulnerabil moment. Cel mai bun loc pentru a le observa penajul gri, negru și alb este pe bolta pădurii tropicale. Își construiesc cuiburile în cele mai înalte locuri, cum ar fi nucii brazilieni sau copacii capoc. În cultura amazoniană se crede că vei avea ghinion în cazul în care cazi dintr-un copac capoc, deoarece ai putea deranja vulturii harpie, considerați spirite importante ale pădurii. Păianjenul mâncător de păsări Goliat. Amazonul e cunoscut pentru faptul că găzduiește creaturi înfricoșătoare. Există însă una care este atât de înfricoșătoare cât și masivă, păianjenul sud-american mâncător de păsări Goliat. Aparține familiei Tarantula și este cea mai mare specie de păianjen din lume în funcție de mărime și greutate. În ciuda numelui, se hrănesc rar cu păsări, totuși au existat cazuri în care au vânat specii mici de colibri. Sunt vânători oportuni și preferă viermii, broaștele, șopârlele și șerpii. Păianjenii Goliat pot crește până la 12,7 cm, având picioarele de 30,48 cm și pot cântări 170 de grame. Sunt descriși de oamenii de știință ca având lungimea picioarelor similară cu mărimea antebrațului unui copil și corpul de mărimea unui pumn. Greutatea medie și mărimea medie este similară cu cea a unui cățeluș. E atât de mare încât datorită ghearelor scoate sunet distincte pe măsură ce se mișcă pe podeaua pădurii tropicale, descrise precum sunetele unor copite mai silențioase. Sunt o delicatesă locală, populară, fiind gătiți în frunze de bananier. Se spune că au gust de creveți, au peri care pot produce reacții epidemice severe. În cazul în care sunt înghițiți, au colți uriași, care pot măsura 4 cm, adică suficient pentru a perfora pielea umană. Din fericire, vor mușca o persoană doar dacă se simt amenințați. Produc venin care poate fi injectat în timpul mușcăturii, iar dacă ai ghinionul să experimentezi această senzație, e descrisă ca înfigerea unui cui uriaș în mână. Păianjenii Goliat sunt întâlniți rar în pădure, deoarece sunt nocturni și trăiesc în jurul copacilor.
nu sunt considerați pe cale de dispariție, fiind găsiți în număr mare în frunziș. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!